pe această temă cu domnul Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat și totodată și senator PSD. Bună dimineața, domnule Romașcanu! Bună dimineața! Bună dimineața! Vedem așadar că pare, cel puțin din declarații, că PNL și PSD sunt la un pas de ruperea coaliției. Care este situația până la urmă? Mai merge această coaliție? Păi de mers ea merge. Acum mie mi-ar plăcea să fie, cum să spun, toată lumea în aceeași barcă, pentru că atunci când semnezi un pact de asemenea importanță, orgoliile personale nu prea mai au ce căuta. Într-un partid normal, la cap, președintele ar trebui să fie cel care știe cum merge treaba cel mai bine. Și domnul Ciuc a spus ieri că coaliția merge înainte, există respect reciproc, trebuie să existe respect reciproc, că avem lucruri extrem de importante pentru România de făcut. Oameni din Partidul Național Liberal sau din anumite partide din Partidul Național Liberal nu înțeleg mesajul șefului lor și iată că ajungem să explicăm în fiecare zi ce a vrut să spună domnul Rolex Bogdan sau alții pe acolo. Spunea Rareș Bogdan, domnule Romașcanu, că păzim să nu fure PSD banii și am văzut ulterior și replica domnului Marcel Ciolacu, cel care a spus că nu va mai exista o coaliție lărgită. Cu alte cuvinte, sunt slabe șanse că Rareș și Bogdan să mai participe la această coaliție. Va fi ținut, în opinia dumneavoastră, la ușă Rareș Bogdan? Nu știu. Supărarea premierului este firească. Am participat și eu la coaliția de luni, unde eu am stat vreo 3 ore că aveam plen la Senat, după care s-a mai stat. Domnul Rareș Bogdan a fost extrem de atent la ce s-a discutat, n-a avut nicio poziție fermă, contrară, și a doua zi a luat-o, cum știți, pe arătură. Deci, din punct de vedere al participării domnului Rareș Bogdan, asta rămâne să decide PNL-ul dacă mai participă sau nu, dar îi face rău în principal PNL-ului. I-am zis eu ieri, un soi de ce gargara al PNL-ului, așa, adică el cred că a rămas undeva blocat într-o perioadă când prin acest tip de atitudine aducei puncte electorale. E posibil să aducă puncte electorale pentru el în PNL.